îți arăt acum de la Stockholm în direct imaginile cu pregătirile pentru decernarea premiului Nobel pentru chimie. Gala nu a scăpat nici ea de restricțiile impuse din cauza coronavirusului. Decernarea se face online și este urmărită de acasă, din fața laptopului. Este practic singura metodă. Anul trecut, John Goodenough și colegii lui au câștigat pentru munca lor în dezvoltarea bateriilor litiu-ion. Așadar, premiul din 2019 a lăsat câmpul larg deschis pentru previziunile din acest an. And I would also like to say that we feel that it is important and well worth the extra efforts to keep awarding the most important discoveries and celebrating scientific progress even under these difficult times. Now over to the Nobel Prize in Chemistry.